cele patru culturi, Gumelița, Hamagia, Vădastra și Cucuteni, considerate neolitice, ca estimare 4500-6000 de ani. Este un vas crud, deci el e pictat de el pe la prânz, se freacă cu niște pietre foarte lucioase. Culorile sunt naturale, ele sunt tot pe bază de pământ și prin frecare ele prind și un luciu, de regulă se freacă tot vasul, indiferent că e pictat sau nu. Și se închid și pori la celălalt, da, în același timp. Datorită acestui procedeu și vasele cu putere au rezistat atâta timp în, da, în pământ, pentru că închizând boi la ceramică, peretele vasului devine mult mai rezistent. Singurele scule care sunt la ceramica asta ridicată la mână sunt degete. Centrii nervoși ai corpului uman se găsesc în degete. Curba asta de aici eu pot să le dau inclusiv prin curbura degetului meu. La ceramica de cucuteni rămâne amprenta pe vas în comparație cu ceramica lucrată la roată. Ce dimensiune spirituală regăsim în niște obiecte de ceramică? E un mod de exprimare extraordinar. Sunt copii care vin an de an și au prins. Sunt mulți care lucrează. Lucrează și lucrează bine, adică nu... Numai că noi vrem să o facem cunoscută, să cunoască cât mai mult, să... Pentru că e chiar o valoare națională. Asta e un vas care se găsește în muzeul de la Kiev. Pentru că cultura cucuteni se duce pe partea Moldovei până la Tripoli. Deci cum au făcut coada și cum au... Da, pur și simplu. Sunt anotimpurile, deci asta este primăvara, vara, toamna și iarna. La vreo 3 ani mă duc la Sibiu la târgul de ceramică și găsesc acolo în Piața Mică la Țigania acolo. Ah, farfuria aceea. Farfuria aia, da, care este noaptea de Crăciun. Susține producătorii locali. Cumpără de pe moltsoranes.ro. Eu am și o poveste frumoasă. Am participat la un târg de degustări de vin la Muzeul Golești, Grama Ștefănești. Erau acolo un vas dintre ăsta, vasele de pământ, în momentul când erau arse, pentru că până să apară glazura, erau vase normale. Fără glazură, fără nimic. În momentul când puneai în el apă sau da, începea să sfârie. Ce se întâmplă? Atunci pereții vasului sugeau apa și s-auzeau în sfârâi. Și eu mai am povestea asta luată, așa, știți cum e, dacă sunt în zona lui Moromede după aici, ce mă, dacă beau la un vas de ăsta, la primul vas de vin, cântă vasul că sfârâie el, la al doilea cânt și eu și vasul, și la al treilea eu mă duc și mă culc, că nu mai...